poate fi grăbită adoptarea reformei sectorului bancar? Există oare suficientă voință politică și are Banca Națională suficientă independență pentru a promova această reformă? Care sunt principalele riscuri în sectorul financiar non-bancar și cum putem evita o criză similară cu cea din băncile moldovenești? Răspunsurile la toate aceste întrebări încercăm să le găsim împreună la conferința Macro 2016. Fiți alături de noi la primul panel pe care am mare onoare să-l moderez.